Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmăriți știrile GDS. Scandal la școala Sfântul Gheorghe. Timp de aproape o săptămână, părinții au refuzat să-și aducă la școală copiii ca semn de protest față de revenirea la catedră a unei învățătoare. Părinții o acuză de faptul că îi agresează pe cei mici și îi terorizează. Învățătoarea a refuzat să comenteze acuzațiile, iar conducerea școlii spune că părinții sunt obligați să-și aducă la școală copiii, iar învățătoarea este titulară, deci nu este nimic de făcut în această privință. Schimbarea învățătoarei la clasa a doua C de la școala gimnazială Sfântul Gheorghe din Craiova prin revenirea titularului la post a aprins un întreg scandal între părinți și unitatea școlară. Părinții susțin că respectivul cadru didactic a fost un an la catedră și a avut un comportament agresiv cu copiii, iar cei mici, odată ce au auzit că revine la clasă, s-au pus pe plâns și au cerut să nu mai vină la școală. Prin urmare, din 11 ianuarie și până ieri, doar 3 copii au frecventat cursurile. Astăzi a fost prima zi în care părinții și-au adus copiii la școală. Până acum a fost un protest al părinților la adresa unui cadru didactic, o doamnă titulară a școlii care s-a întors la catedră după ce o perioadă de timp a fost director la o școală gimnazială din Craiova și părinții nu și-au adus copiii de miercuri până astăzi. Astăzi a fost prima zi în care majoritatea părinților, să zic, au revenit la sentimente mai bune și au adus copiii la școală. Sunt 22 de copii prezenți din 26. V-ați adus copiii la școală astăzi? Da. I-am obligat că ni s-a spus că nu li se poate încheia media și nu putem să îi transferăm la altă școală. Și în continuare? Îi veți mai aduce? Nu, o să-i transferăm din semestrul 2. Astăzi așteptăm un răspuns. Noi am apelat la avocatul poporului, avocatul poporului a luat legătura cu inspectoratul și s-a promis că astăzi se va face o ședință și se va da un răspuns dacă poate să ne înlocuiască pe doamna învățătoare care este acum. Da, ați mai făcut reclamații la adresa doamnei învățătoare? Da, am făcut. Da, scrise? Scrise. Nu știu de ce. În pregătitoare? În anul pregătitor? Aia a fost greșeala noastră, că n-am făcut-o atunci când trebuia. Țipa, uite, lumea, bătea cu un băț în avea masă, un arătător cu care să stea cu capul pe masă și cu mâinile la spate să facă liniște, dar copiii sunt terorizați, copilul doamnei nu a vrut să intre în clasă până a venit doamna de la inspectorat și doamna învățătoare. I-am obligat fetița plângea și tremura în fața clasei, nu a vrut să intre în clasă. Că nu va veni la școală. Zilnic au fost însă întâlniri între părinți și conducerea școlii pentru a cere schimbarea cadrului didactic și astăzi a fost o astfel de întâlnire încă de la prima ora dimineții, de la care au ieșit spunând că sunt obligați să-și aducă copiii la școală pentru încheierea situației școlare. Discuțiile au mers pe aceeași latură și anume prezența copiilor la școală, obligativitatea, să zicem, încheierii situației școlare și discuțiile vor urma după încheierea anului semestrului pentru a vedea dacă există o anumită schimbare de opinie a părinților. Și dacă nu va exista? Cred că va exista. Cred că va exista. Trebuie să existe pentru că situația este delicată. Deci chiar nu se poate, să zic, muta așa ușor un cadru didactic titular al unei școli. Învățătoarea a refuzat să comenteze situația, iar conducerea școlii spune că este titulară, deci nu se poate face nimic. Și inspectoratul școlar a fost informat, dar poziția este aceeași. Între timp, părinții sunt deciși să nu renunțe la protest. Ei au sesizat și avocatul poporului și spun că își vor muta cu toții copiii din clasă. Clinica de chirurgie și ortopedie pediatrică a Spitalului Județean de Urgență din Craiova a reușit să achiziționeze, cu ajutorul sponsorizărilor, o masă de operație de ultimă generație. Mai multe organizații non-profit, printre care și Fundația Gazeta de Sud, firme, dar și persoane fizice, au pus mână de la mână astfel încât copiii care ajung aici să fie operați în condiții de siguranță. Pentru realizarea intervențiilor chirurgicale este însă nevoie urgentă și de o lampă scialitică. Cea care există acum în sala de operație nu a mai fost schimbată din anii 60.
La Spitalul Județean de Urgență Craiova există singura clinică de chirurgie și ortopedie pediatrică din Oltenia. Cei 5 medici care lucrează aici sunt pregătiți să intre în orice moment în sala de operație. Clinica are 2 astfel de săli de intervenție. De-a lungul timpului, cadrele medicale și-au creat o asociație unde au început să strângă fonduri pentru achiziționarea aparaturii și a materialelor medicale pe care spitalul nu poate să le asigure. Li s-au alăturat și alte ONG-uri, firme, oameni cu bani și de fiecare dată și Fundația Gazeta de Sud. După ce clinica a fost dotată cu un laparoscop și altă aparatură care a salvat viața a mii de copii, de data aceasta din donație a fost achiziționată o masă de operații. Cea pe care medicii erau nevoiți să lucreze era din anii 60. Această masă ne ajută foarte mult. Închipuiți-vă că noi aveam o masă, ne pare rău că nu o mai avem să vă arătăm, o masă care era fabricată prin anii 60, care deja mecanismele ei se înțepeniseră, era de fapt doar un pat pe care puneam copiii ca să-i operăm. Atașat de aia erau niște dispozitive care la fel datau din anii 60, cu ajutorul căreia am fi putut, dacă ar fi funcționat, să efectuăm operații ortopedice minim invazive. Cu ajutorul acestei noi mese de operații, noi reușim, începând din săptămânile viitoare, să efectuăm operațiile ortopedice minim invazive pentru copii. În jur de 1000 de copii vor beneficia anual de noua masă de operație. În sala de operație, unde a fost adusă masa chirurgicală, este însă nevoie urgentă și de o lampă scialitică. Pe cea care există în acest moment se lucrează de 10 de ani și se află într-o stare de degradare avansată. Una nouă costă în jur de 6000 de euro. Nevoie este și de instrumentar. Cel pe care medicii îl folosesc este de când s-a înființat spitalul. Pense, foarfeci, bisturie, toate au rămas neschimbate de aproape 50 de ani. În clinică există un medic care s-a specializat în tratarea malformațiilor feței și buzelor, însă nu dispune de toată aparatura care să-i permită să efectueze intervențiile chirurgicale de care foarte mulți copii au nevoie. Condițiile de admitere la liceu se schimbă din acest an școlar. Va crește ponderea mediei de la evaluarea națională de la 75% la 80%. De asemenea, nu vor mai fi 3 etape de repartizare a candidaților la liceu, ci doar 2. În județul Dolj sunt 5329 de elevi în clasa 8-a, din care 2012 învață în unitățile școlare din Craiova, iar restul în județ. Chiar dacă afară este zăpadă și viscol, la Dăbuleni se pregătește deja recolta de anul viitor. Oamenii care au solarii plantează acum răsadurile. Cu cât vor ieși cu ele pe piață mai devreme, cu atât au șanse mai mari să obțină un profit mai bun. În timp ce afară este cod galben de zăpadă, în solarii oamenii muncesc de zor, pregătind deja recolta viitoare. În momentul de față semănăm viitoarele plante care o să recoltăm în vară. Mai precis roșii și vinete extra timpurii. Care este procesul? În aceste tăvițe se seamănă sămânță cu sămânță. După o perioadă, după aproximativ 30 de zile, se transplantează în alte tăvițe cu un diametru mai mare. Și după iar o lună, după aproximativ 30 de zile, din acele tăvițe o să le plantăm în solariu propriu-zis, în câmp. Alin Șalău cultivă roșii, vinete, fasole extra timpurie și pepeni roșii altoiți. De pe 20 de ari de solarii, el câștigă și 5.000 de euro pe sezon. Dar pentru a ajunge la un astfel de rezultat, a înființat o cooperativă și a semnat contracte de exclusivitate cu mai multe hipermarketuri din Dolj, Gorj și Argeș. Primarul localității spune că are în plan atragerea de investitori care să asigure valorificarea producției agricole. Ne interesează să atragem cât mai mulți investitori în zona Dăbulenului, investitori care să producă la o scară mai largă și care ar putea contribui și la, nu numai la preluare, dar și la procesare, însemnând inclusiv depozitarea în condiții bune, în condiții sănătoase a mărfurilor, a produselor pe care le obținem. Și aici mă gândesc la depozite frigorifice, care să presupună în același timp și contracte ferme de preluare și de valorificare a produselor. Sigur că e greu, nu e ușor de făcut astfel de demersuri, pentru că trebuie să convingem pe de o parte oamenii din Dăbuleni să se asocieze pentru a putea atrage investitori, pe de altă parte este necesar să îi convingem pe oameni să se asocieze, pentru că numai așa putem să încheiem contracte ferme cu supermarketuri, cu acei angrosiși puternici.
Primarul localității este convins că Dăbuleniul poate deveni un centru economic important pentru prelucrarea produselor agricole. Odată cu venirea frigului, unitatea de primiri urgență a Spitalului Județean Craiova a devenit adăpost pentru oamenii străzii. De aproximativ 4 luni, o femeie de 80 de ani trăiește în spital, în unul din saloanele destinate cazurilor urgente. Alți 13 au fost internați în diferite secții ale unității spitalicești. Problema cea mai mare este că mulți dintre ei nu au acte de identitate și nu pot fi astfel transferați în unități sociale din județ. Ghemuită în unul din paturi, cu pătura de lână acoperindu-i până și capul, doarme o bătrână. Sunt peste 4 luni de când această femeie a ajuns în urgență. Nu își amintește însă prea multe. Spune că a ajuns de numai o zi în spital, că nu are pe nimeni, nu are casă. Aveți copii, mamaie? Am copii, n-am pe nimeni. Stați la spital. De cât timp vă amintiți? De cât timp stați la spital? Da. De cât timp stați, mamaie? Ieri. De ieri? Da. Ați ajuns ieri aici. Vă simțiți bine? Da, dar o casă aveți? Da. N-aveți nici casă. Dar unde ați stat înainte de a ajunge la spital? Am stat și eu la o nepoată. La o nepoată. Vă amintiți câți ani aveți? Da. Câți ani aveți, mamaie? 80. 80. Și n-aveți copii, n-aveți pe nimeni decât o nepoată? Da. Asistenții sociali spun însă că în urma cercetărilor au aflat că femeia care se numește Tudora Adâr ar avea 4 copii, 2 în Germania, unul în Giurgiu și o fată în Craiova. Asistenții au solicitat apoi o echipă mobilă a poliției pentru amprentarea acesteia și au cerut sprijin evidenței populației. Am luat legătura cu fata acesteia care locuiește într-un cartier la marginea Craiovei, însă aceasta a declarat că nu-și poate lua mama acasă, că locuiește împreună cu soțul și cei 10 copii într-o singură cameră. Am solicitat atunci sprijin asistenților sociali din cadrul primăriei Craiova, cărora le-am cerut să realizeze anchete sociale la domiciliul fiicei acestei femei. Cele declarate de ea s-au confirmat. Aceasta locuiește împreună cu mai mulți copii într-o locuință improprie. Am aflat apoi că această femeie a locuit mulți ani pe străzi. Este văduvă și că ar fi fost căsătorită la marginea orașului Bechied, a declarat Daniela Vintilă, asistent social în cadrul spitalului. Problema este că femeia nu are acte de identitate și nu este singurul caz. Doar în ultimele săptămâni, de exemplu, în Spitalul de Urgență Craiova, au fost internate 13 persoane cazuri sociale. În ultimele zile am reușit să transferăm la Căminul pentru persoane vârstnice o persoană, alte 2 la adăpostul pentru oamenii străzii al Asociației Vasiliada. Înainte de toate însă le obținem documente, fără acte de identitate nu îi putem transfera. Această femeie are probleme cu memoria, are nevoie de îngrijire într-un centru medico-social sau într-un cămin de bătrâni, a mai spus Daniela Vintilă. În lipsa unei instituții care să se ocupe de acești oameni ai nimănui, spitalul este singurul lor refugiu. A venit timpul să vă spunem acum cum va fi vremea. La noapte, temperatura minimă va scădea la Craiova până la minus 5 grade Celsius și nu se vor semnala precipitații. Cam la fel va fi și la Târgu Jiu. În schimb, la Slatina va fi chiar mai frig, pentru că aici mercurul din termometre va scădea până la minus 6 grade. Cea mai rece noapte va fi însă în județul Vâlcea, unde se vor înregistra minus 7 grade Celsius. Mâine vom avea parte de vreme închisă în cea mai mare parte a Olteniei. La Craiova va fi cer noros, iar temperatura maximă nu va trece la orele prânzului mai sus de minus 2 grade Celsius. Temperaturi negative de la minus 2, minus 3 sau chiar minus 4 grade Celsius se vor înregistra și în celelalte zone ale regiunii. Doar la Râmnicu-Vâlcea temperatura va trece de cota înghețului, pentru că aici se va înregistra 1 grad Celsius. Știrile se încheie aici, urmează imediat jurnalul sportiv. Vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele ALEGE TV. La revedere!